Copiii și profesorii participau la un concurs internațional organizat de Palatul Copiilor din Moreni, în colaborare cu Garda de Mediu și mai multe fundații. În tabără se aflau copiii din România, Republica Moldova și Bulgaria. Miercuri dimineața, aceștia au primit la micul dejun mai multe alimente cumpărate din supermarket. La scurt timp au început să se simtă rău. Mai multe ambulanțe i-au transportat la spitalul din Moreni. Noi am fost sesizați prin 1, 2, pentru 10 pacienți, 5 tineri și 5 vârste 16-17 ani și 5 adulți. Ei au fost transportați inițial la Spitalul Moreni, unde s-a făcut triajul și ulterior am fost solicitați pentru a face transferul interspitalicesc la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru 4 dintre tineri, pentru că unul a refuzat transferul. Care era starea? Starea lor era, în general, stabilă. Prezentau greață, vărsături și dureri abdominale după un curs la care s-a mâncat ceva și nu știm amănunte suplimentare. Toți au mâncat aceeași mâncare, sunt foarte mulți, deci s-a întâmplat de câte ori și dimineața au fost la club. Dar au fost produse cumpărate, vreși produse de la magazin. Eu am mai zis că e și prin simpatie, că știi, dacă vomită un copil, mai vomită doi sau trei, că așa se întâmplă. Unul dintre copii a ajuns după amiază la Spitalul de Urgență din Târgoviște pentru investigații suplimentare. Mai bine puțin. Câți copii ați fost? Vreo șase. Vreo șase? Da. De ce ați mâncat ceva? Nici a servit micul dejun și apoi ni s-a făcut rău. Ce ați mâncat? Brânză, ouă, pateu. Care au fost simptomele? Vomă și dureri de burtă. Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă și a ridicat probe pentru a stabili cu exactitate de ce li s-a făcut rău copiilor.